locurile pentru a putea începe ședința de guvern. Domnul ministru Cîțu, cum stăm cu ratingul? Domnul premier, în această perioadă, toate cele trei agenții de rating, Moody's, Fitch și Standard & Poor's, fac evaluarea ratingului de țară pentru România. Prima dintre cele trei a fost Moody's, care a menținut ratingul de țară pentru România. În raportul de evaluare se spune foarte clar că în acest an guvernul a reușit să câștige încrederea atât a piețelor financiare cât și a agenției de rating prin măsurile pe care le-a luat. Bineînțeles că este discuția, a fost o discuție prezentată despre ce se întâmplă cu punctul de pensie și au apreciat decizia luată de acest guvern, dar cel mai important în finalul raportului se spune foarte clar că menținerea ratingului de țară în viitor depinde foarte mult de continuitatea acestor politici responsabile implementate de guvern în anul 2020. Urmează agenția de rating Fitch și după aceea S&P. Bineînțeles, așa cum am spus de fiecare dată, suntem în discuție. Solicitarea mea, orice informații vă solicită, orice... Bineînțeles, suntem foarte transparenți. ...prognoză sau orice element din programul nostru este necesar pentru a-i convinge că suntem serioși și că pot să ne mențină ratingul, să le puneți la dispoziție. Bineînțeles, și la rectificarea bugetară pe care o vom prezenta la începutul lunii noiembrie, vom avea o evaluare a situației financiare și estimări pentru perioada următoare. Da. Am urmărit că pe august și septembrie am depășit încasările de anul trecut. Da, sunt două luni consecutive, august și septembrie, în care bugetul României a depășit, casele la bugetul României au fost mai mari decât în aceeași perioadă anul trecut. Să știți că evoluția deficitului bugetar este în estimările pe care l-am avut, dar ceea ce este foarte important, anul acesta, jumătate din deficitul bugetar după 9 luni de zile, este legat direct de măsurile pe care le-am luat pentru a susține economia în această perioadă de criză. Cheltuielile pentru sistemul de sănătate. Bineînțeles, deci cheltuielile pentru sistemul de sănătate. Măsurile fiscale pe care le-au luat sunt aproape 16 miliarde de lei care au rămas la companii și așa departe. Să știți că și luna octombrie, nu avem datele finale, dar și luna octombrie arată o încasare mai bună a veniturilor față de octombrie anul trecut. Nu suntem încă la final, dar cam așa se pronunțează. Dar fie a treia lună consecutivă cu venituri mai mari decât în 2019, asta în condiții în care am redus taxele anul acesta, am eliminat toate taxele introduse de guvernul precedent, guvernul socialist, dacă țineți minte, supraimpozitarea contractelor part-time, supraacciza și întreaga ordonanță 114. Și tot în aceste condiții am reușit să încasăm mai bine la buget în aceste luni, ceea ce înseamnă că măsurile pe care le-am luat au avut un efect benefic în economie. Mulțumesc, domnul ministru. După cum vedeți, Europa este confruntată cu o creștere dramatică a numărului de infectări cu coronavirus. Sigur, situația comparativă cu cele mai multe țări din Uniunea Europeană ne-ar putea genera așa o oarecare stare de satisfacție. Pe de altă parte, vă mărturisesc că trebuie să fim și mai atenți și mai vigilenți în toată acțiunea noastră în perioada următoare, în bătălia contra COVID-19. Este clar că foarte multe țări se confruntă cu creșteri aproape inexplicabile a numărului de cazuri și vedem că multe țări europene deja iau măsuri de restricție aproape ca în perioada primului val, care ar putea să afecteze economia și care pot să genereze efecte sociale extrem de negative. Obiectivul nostru trebuie să fie să stabilim cu orice preț creșterea numărului de cazuri, evident, păstrând economia într-o stare de funcționare, fără să afectăm activitatea economică, fără să punem în pericol locurile de muncă ale cetățenilor români, dar în același timp să implementăm cu fermitate toate deciziile pe care le-am luat.
domnul Arafat, noi avem pragurile stabilite cu măsurile care se iau pentru fiecare depășire de prag. Câte localități sunt peste 3 la mie? Prim-ministru, la acest moment avem 368 de localități care au depășit 3 la mie și unde comitetele județene au aplicat deja regulile prevăzute în hotărârea de guvern și care se aplică, adică obligativitatea portului măștii, închiderea unor activități temporar, precum restaurante în interior, cinematografe, trecerea pe învățământ online. Da, exact. Aici ar trebui împreună cu Ministerul Sănătății să urmărim evoluția odată cu luarea măsurii, să vedem efectele măsurilor luate, dacă există o tendință de diminuare a numărului de cazuri, adică să vedem eficacitatea măsurilor și măsura în care ele reușesc să oprească numărul de cazuri. De exemplu, acum, astăzi față de ieri, noi avem o creștere de 15 localități. Deci cele 368 sunt cu 15 localități mai mult decât ieri. Care au depășit indicele de 3 la mie cazuri cumulate pe ultimele 14 zile. Da. Da. Aici va trebui să urmărim cu mare atenție. Legat de activitatea unităților de primire urgențe, am văzut că deja ați luat măsuri și că există o creștere a capacității. Am început să creștem capacitatea, mai ales de ventilație și în zonele care sunt mai afectate. De exemplu, în București, ieri am distribuit ventilatoare suplimentare la Pantelimon, Spitalul Universitar, Spitalul Floreasca. Mai mult decât atât, am amplasat deja două posturi medicale avansate care permit extinderea capacității de observație a pacienților la Pantelimon și la Spitalul Universitar. Deci astea sunt măsuri care putem să le replicăm și în alte zone dacă se cere, bineînțeles. Aici am acționat la cererea celor două spitale și capacitatea de ventilație ne ajută să asistăm pacienții până îi internăm în secțiile de apei. Testele rapide care s-au introdus în fabricații, care sunt aprobate la nivelul Comisiei Europene? Testele rapide pe bază de antigen. Deci avem un plan să aducem mai multe pentru a le folosi, cum zicem noi, pe linia de front, mai ales în unitățile de primire urgență. Ne-ar ajuta să punem diagnosticul rapid pentru cazurile simptomatice și să le diferențiem, chiar dacă unele ulterior vor trebui să fie confirmate și pe test PCR. Deja primele 43.000 de teste vor ajunge în țara din fonduri extrabugetare, deci în colaborare cu Crucea Roșie, și urmează să introducem în stocurile... Facem achiziția pentru stocul strategic. Exact, să introducem în stocul strategic. Ce cantitate ați prevăzut? Deci acum, pentru ce vine pe prima fază, sunt 43.000 de teste deja contractate și deja urmează să ajungă în România sfârșitul acestei săptămâni, începutul celelalte, iar pe stocurile strategice am prevăzut 1.000.000 de teste. Astea ar trebui să le folosim numai în NUPU, ar trebui să le folosim... școli, grădinițe, când apare unde un caz, sunt cazuri simptomatice. Eventual în căminele de vârstnici sau căminele pentru persoane cu dizabilități. Da. În general, unde sunt riscuri majore pentru a putea diagnostica, evident, pe simptomatici, nu pe nesimptomatici. Domnul ministru Tătaru, în privința carantinării, în privința carantinării localităților. Domnule prim-ministru, noi zilnic avem o discuție cu toate centrele de coordonare județene. La acest moment pot să vă spun că avem 3 localități în județul Maramureș, 2 în județul Cluj, 2 în județul Neamț, 1 în județul Galați și 1 în județul Constanța, care se află sub carantinare. Se simte o reticență în unele zone de a carantina, chiar când rata a depășit și 8 și 9 la mie. Dați-mi un exemplu. Odorheiul Secuiesc, care astăzi am avut o discuție cu DSP-ul în timpul videoconferinței și am cerut reanalizare a situației acolo, pentru că totuși se vede că sunt zile în care avem în continuare cazuri care vin, 20 ceva de cazuri pe zi aproximativ. Asta ar trebui, nu ne permite legea să luăm decizia la nivelul Comitetului Național de Situații de Urgență, fără solicitare din partea... Carantinarea merge pe avizul Direcție de Sănătate Publică, avizul INSP, decizia Comitetului Județean, după care se emite ordinul carantinării la nivelul... Da. Și dacă nu respectăm procedura, ne atacă în instanță, cum am mai pățit. Exact. Da. Mulțumesc, domnul secretar de stat. Domnul ministru Tătaru,
Aici am discutat, în primul rând, de creșterea capacității de testare, pe lângă achiziționarea acestor teste antigen. Trebuie să creștem în continuare capacitatea de testare pe aparatele de tip real-time PCR. Da. Ce capacitate avem astăzi, efectivă, nominală, să spun? După cum știți, avem 141 de puncte de testare. În ordine, mâine dimineață mai apar 18 puncte de testare cu o capacitate de 50.000 de teste pe zi la toate aceste 169 de laboratoare. Asta înseamnă că putem să creștem numărul de testări zilnice. Putem să creștem numărul de testări zilnice. Noi urmărim. Aici am solicitarea DSP-urile să aibă o procedură foarte... Nu trebuie să aglomereze anumite centre astfel încât să ajungă la întârzieri. Trebuie să fie distribuite uniform astfel încât să se realizeze testările cât mai rapid. În mod normal te vin 24 de ore de la prelevarea probelor să se efectueze testarea, să se poată comunica diagnosticul cât mai rapid. Noi avem stabilit prin ordine acest lucru, evaluăm în fiecare zi, avem rămâneri în urmă, ca să spun așa, Ilfovul, și aici am recomandat și DSP Ilfov și DSP București, că sunt aceleași laboratoare din zone, să redirigeze aceste teste către laboratoarele care pot duce la 24 de ore. În ceea ce privește secțiile de terapie intensivă, părerea mea e că trebuie să fim pregătiți să mai introducem spitale, în structura de spitale COVID sau spitale de suport COVID pentru a crește capacitatea de tratare în secțiile de terapie intensivă. Da, avem această evaluare la București. După cum știți, am dat dispoziție să reevaluează tot ce înseamnă spital Ilfov, Viting și Sfântul Ion astăzi, în care deci, se devine Ilfov și Vitingul nu tratează. La Viting se tratează din 16 paturi, sunt funcționale numai 6 paturi la Viting. La Ilfov e aceeași situație. Nu mai vorbesc de paturile normale pentru cazuri mai puțin grave. Deci astea toate trebuie să funcționeze la capacitate. La fel și în Colentina, atât secțiile de terapie intensivă, plus trebuie folosite toate paturile care au acces la oxigen. Și pentru cazurile intermediare, care nu necesită neapărat tratare imediată, astea trebuie gândite rapid. Mâine va depune jurământul domnul primar general, domnul ministru și domnul secretar de stat, și o să am o discuție cu domnul primar general, ar trebui făcută o operativă și luate niște decizii legate de București, că avem 35 de spitale în București. Putem să stăm să mutăm bolnavi din București, că nu vrea directorul de la SSMB să ne susțină în pregătirea și creșterea capacității de testare. Deci aici Bucureștiul de urgență trebuie rezolvat și Malaxa și toate celelalte structuri pe care le-am gândit în dispozitivul de luptă anti-COVID. La Pipera trebuie crescută capacitatea de... Sunt 500 de paturi și funcționează câte? Funcționează 100 de paturi? 100. Aproximativ 100 de paturi, sunt adică... aproape de 400 care sunt cu capacitate de cazare în condiții bune, dar care nu este oxigen și capacitatea trebuie crescută prin introducere de oxigen. Asta ce mare? Trebuie introdus oxigen. Ce e așa mare filozofie să fac spitalul? Deci aici trebuie gândit foarte clar, pe măsură ce dacă există o creștere a numărului de cazuri, noi trebuie să ne adaptăm, să punem în funcțiune imediat, conform planului, noi secții de terapie intensivă sau să creștem capacitatea actualelor secții de terapie intensivă. Am discutat și la Balș, am discutat și la Victor Babeș, unde există cu adevărat capacitatea de a pune în funcțiune noi paturate. O tot plimbă, că n-au aviz de nu știu unde, că aici DSP-ul trebuie imediat să... cu celeritate să avizeze orice solicitare de creștere a capacității de tratare. S-a discutat și în această seară, sunt autorizații sanitare de funcționare provizorii care se dau și în seara asta. În regulă. Și pe fiecare regiune trebuie să fim pregătiți cu un număr de paturi care să poată fi operaționalizate într-un timp foarte scurt, în 48 de ore, maxim 72 de ore. Am făcut această evaluare și le-aș avem în pregătire. Mulțumesc. Domnul ministru Popescu? Da, domnul ministru. Apelul de proiecte pentru granturile pentru capitalul de lucru, cum stăm? Astăzi, la ora 8, s-a închis apelul de lucru, de capital de lucru pentru IMM-uri. Au fost 22.226 de aplicații, practic 22.226 de aplicații. Este cu mult suprascrisă suma de 350 de milioane
de euro care a fost alocată inițial, estimăm că în 350 de milioane de euro ar intra așa estimativ, luând în calcul și că ar putea exista și aplicații neeligibile până la numărul 5.000, cam așa. Trebuie făcut o evaluare, probabil e un număr de aplicații care nu îndeplinesc condițiile și să vedem suma necesară de suplimentare. Domnul ministru Boloș, avem posibilitatea de a suplimenta suma până la concurența numărului de solicitări? În funcție de valoarea finală pe care o au aceste cereri de finanțare care sunt depuse acum, am discutat și cu domnul ministru Popescu și luăm în calcul majorarea bugetului cu aproximativ 500 de milioane de euro. Deci avem capacitatea de a suplimenta cu 500 de milioane de euro. Da. Eu vă pot face o estimare într-o zi, două, exact ce ar însemna total. Regulă. Total aici trebuie făcută o evaluare a solicitărilor, trebuie văzut exact care îndeplinesc condițiile legale. Exact. Se califică, făcută o evaluare a sumei necesare pentru a putea acorda granturile pentru capital de lucru pentru solicitanții care îndeplinesc condițiile legale, suplimentată suma. Veniți cu memorandum în guvern, suplimentăm suma. O să pregătim modificarea de ordonanță, fiindcă am aprobat plafonările prin ordonanță 30. În regulă. O modificăm și v-aș mai face o propunere și la schema 1, domnul prim-ministru. Este vorba de acel plafon de 5.000 de euro, acolo a rămas subscris. Crede că ar fi bine dacă am luat în calcul inclusiv companiile care s-au înființat în cursul anului 2019 și ar avea estimativ un venit mediu lunar de 5.000 de euro. Da, dar asta înseamnă redeschiderea apelului. Da, să o redeschidem apelul pentru că... Da, mai avem resurse avem din resurse la de milioane avem, care... Avem resurse la schema 1, au mai rămas resurse, a fost subscris. Dar numai pentru cei care s-au înființat în 2019 și care n-aveau cum care să n-aveau un an genereze o cifră de afaceri de 5.000 de euro. Da, bine, aștept modificarea de act normativ. Domnul ministru al transportului, am înțeles că aveți să ne dați o veste bună. Sigur, așteptăm mai multe vești bune. Când încep lucrările pe celelalte două tronsoane de pe autostrada de centura Bucureștiului, tronsonul 1 și tronsonul 3. Domnule prim-ministru, pentru tronsonul... Și restul pe tronsonul 2. Da, pentru tronsonul 2, astăzi s-a semnat autorizația de construire, mâine vom emite ordinul de începere pentru diferența de 14,6 km, așadar lucrările pe tronsonul 2 pe întreaga secțiune 2, pe cele două tronsoane, se pot derula conform contractului. În ceea ce privește tronsonul 1, aici avem autorizat proiectul depus, el va fi evaluat în CTE-ul Companiei Naționale de Administrare Infrastructurii Rutiere și vom emite ordinul de începere a lucrărilor undeva la mijlocul lunii noiembrie, cel mai târziu la sfârșitul lunii noiembrie acest an. Pentru tronsonul 3, aici proiectul tehnic a înregistrat întârzieri, el trebuia să fie depus în luna mai, a primit acea extensie de 6 luni, a depășit și extensia, am aplicat penalitatea de 1 milion către antreprenor, așteptăm în următoarele 2-3 săptămâni să predea documentația și să-și urmeze cursul de avizare, astfel încât noi ne propunem ca până la sfârșitul anului să dăm ordinul de începere și pentru tronsonul numărul 3. Pentru toate cele trei tronsoane, vorbesc de 52 de kilometri, autostrada de centura Bucureștiului, Inelul de Sud. Iar despre vestea bună, la care sunt convins că faceți referire, este vorba despre decizia Comisiei Europene din această săptămână, care a aprobat contribuția financiară la proiectul major, construcția variantă ocolitoare Bacău. Valoarea totală eligibilă aprobată este de aproximativ 143 de milioane de euro, reprezentând 85% din valoarea totală eligibilă. Așa cum știți, pe 25 noiembrie anul trecut, noi am transmis Comisiei Europene cererea de finanțare pentru acest proiect. Serviciile Comisiei au solicitat informații și clarificări suplimentare,
iar autoritățile române au transmis în tocmai și la timp toate datele solicitate legate de obiectivele specifice din documentația de mediu, detalii de execuție, detalii, soluții tehnice, costuri și așa mai departe. Domnule prim-ministru, din păcate, în momentul în care am preluat guvernarea, în noiembrie anul trecut, România avea 14 arii naturale protejate fără plan de management, dintr-un total de 39 care impactau proiecte majore de infrastructură. Ca să nu mai spun de faptul că guvernanții dinaintea noastră au transmis Comisiei Europene documentații incomplete pentru foarte multe obiective de investiții în infrastructură. Din fericire, printr-un efort de echipă, printr-un dialog serios și transparent cu reprezentanții Comisiei Europene, prin modificări legislative, știți foarte bine că am alocat fonduri pentru elaborarea planurilor de management, iată că România, în mai puțin de 2 luni, primește a doua aprobare de finanțare europeană nerambursabilă pentru proiecte de infrastructură de transport rutier, evident, prima fiind... Dar spuneți-mi, pe vremea guvernărilor PSD, guvernării PSD, i-au obținut aprobarea pentru finanțarea unui proiect, pentru decontarea noi din în proiectele mai mari de infrastructură? Deci eu cele fazate, nu mă refer la cele fazate, mă refer la proiectele noi, care erau incluse pe lista obiectivelor de investiții pe bugetul pe anul ăsta. Cu certitudine, faptul că noi, iată, în 2 luni de zile primim 2 decizii cu peste 1 miliard de euro, fonduri europene nerambursabile pentru cele 2 proiecte, variantă ocolitoare Bacău și variant și autostrada Sibiu-Pitești cu loturile 1, 4 și 5, 875 de milioane de euro, respectiv 143 de milioane de euro, este meritul acestui guvern și a eforturilor pe care noi le-am făcut în cele 11 luni, 12 luni de guvernare. Așadar, am vrut să spun și arătând dând aceste exemple că se poate. Se poate și în 2 luni să primim aproape 1 miliard de euro, mai mult de 1 miliard de euro fonduri europene nerambursabile doar pentru autostrăzi. Mulțumesc, domnule ministru. Mulțumesc și eu. Mulțumesc